La mănăstirea Teiuș din județul care Severin a fost lansată aseară cartea pe cărări de suflet, flor duhovnicești din grădina Teiușului, scrisă de starețul așezământului monahal, părintele arhimandrit Iustinian Tibil. Manifestarea la care a participat preasfințitul părinte Lucian Episcopul Caransebeșului a reunit preoți oameni de cultură oficialități, precum și mulți credincioși. Părintele stareț Iustinian viețuiește pe acest dial din imediata apropiere a cetății Caransebeșului din 1999 alt preasfințitul Laurențiu, pe când era episcop la Caransebeș, a slujit prima liturghie aici, la Teiuș, când nu era absolut nimic, în 15 august 1999. Iată de 17 ani, Părintele Stareț Iustinian construiește nu numai ziduri, ci biserici vii în sufletele fraților și părinților care sunt în această obște, dar și în sufletele credincioșilor care vin cu dragoste mult în fiecare duminică și sărbătoare aici la Teiuș participând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ne-am bucurat la această zi sfântă pentru că nu e puțin lucru, e cea mai cu foloză bavă, cum spunea și cronicarul cititul cărții. Iar în această carte sunt toate trăirile părintelui, trăiri din copilărie, trăiri pe care le-a avut ca preot, împliniri, câteodată întristări, dar întotdeauna nădejdea și împlinirea și speranța de la Dumnezeu că mâine, așa cum spunea și Sfântul Grigore de Nazians, va fi o zi mai bună, o zi mai sfântă. Mănăstirea Tăiuș a fost înființată în toamna anului 1998 printr-o hotărâre a Consiliului Eparhial al Episcopiei Caransebeșului. Am strâns împreună ca un mir de mare preț într-un alabastru cu mir gândurile, trăirile, sentimentele mele petrecute în cei 17 ani de slujire aici în casa Teiușului. Îi dau slavă lui Dumnezeu că din toate câte au fost, au rămas doar flori, florile tăiușului, florile frumoase ale sentimentelor nobile. Totodată doresc ca acest mir de mare preț să-l torn în sufletul tuturor credincioșilor, ca el să îmbălsămeze și să înmiremesmeze inimile, sufletele, familiile, țara și lumea întreagă. Pe lângă biserica de piatră, mănăstirea mai are și o biserică de lemn, în stil maramureșan, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Mina.